Ucraina este lider mondial în ceea ce privește numărul de utilizatori de criptomonede ca procent din populația totală a statului, cu o cotă de 12,73%. Republica Moldova are o cotă de utilizatori de criptovalute de aproape 10 ori mai mică, scrie portalul moldstreet.com. Potrivit agenției AAA, compania din Singapore specializată în servicii de plată cu criptomonede, în Ucraina există peste 5,5 milioane de utilizatori de criptomonede. Ucraina a trimis criptomonede în valoare de 8,2 miliarde de dolari americani și a primit înapoi 8 miliarde de dolari din iulie 2019 până în iunie 2020, arată datele unui studiu de specialitate. Numărul total de utilizatori de criptomonede din lume este de circa 300 de milioane de oameni. De altfel, India are cel mai mare număr, peste 100 de milioane de utilizatori sau aproape o treime din numărul total de utilizatori de criptomonede din întreaga lume. Este adevărat că din actualul clasament lipsește China, care anterior era pe locul 4 în lume după cota populației ce utilizează criptomonede. Cât despre țara noastră, Republica Moldova, cei de la AAA au calculat că la noi sunt 54.377 de utilizatori de criptomonede, ceea ce ar reprezenta 1,35% din populație. Cu această cotă, Republica Moldova se află pe locul 87 în lume, la mică distanță de Ungaria sau Danemarca, dar întrece Israelul. România cu 423.496 de utilizatori de criptomonede și o cotă de 2,20% din populație se află pe locul 47 în lume. Se estimează că popularitatea criptomonedelor va crește și deja circa 16% din remitențele de pe glob sunt în criptomonede. Aceasta pentru că remiterea cripto este de 388 de ori mai rapidă și de 127 de ori mai ieftină decât metodele tradiționale de transfer, mai susțin cei de la AAA.